Municipiul Suceava a găzduit în perioada 1-3 mai cea de-a 12-a ediție a Cupei Interetnice Bucovina. Evenimentul a fost destinat inițial doar minorităților din județul Suceava, însă de-a lungul anilor s-a extins și către minorități etnice din țară sau invitați din străinătate. Anul acesta, participanții au fost din rândul minorităților etnice din Bucovina, ucraineni, poloni, germani, romi, ruși, lipoveni, armeni, italieni, evrei, maghiari, invitați ai comunităților etnice armene și italiene din Iași, ai maghiarilor din Toplița, ai turcotătarilor musulmani din Constanța, dar și invitații din Cernăuți și Republica Moldova. Ne-au făcut o reală surpriză anul acesta pentru că aveau un program extrem de încărcat cu toții, dar au acceptat să vină la Cupa Interetnică. Este o activitate care îmbină cultura tradițională și sportul, sperăm noi într-un mod plăcut, și aduce de fiecare dată câte o noutate pentru ei. Peste 160 de participanți anul acesta, e o ediție similară ca și numărul de participanți cu cel de anul trecut și asta datorită sprijinului pe care îl avem din partea Primăriei Municipiului Suceava și a Consiliului Local și a Federației Române Sportul pentru Toți. Aflăm la cea de-a 12-a ediție a Cupei Interetnice, proiect care creează, odată în plus, dacă era nevoie, identitatea Sucevei. O identitate multiculturală, un exemplu de bună conviețuire pentru întreaga țară și nu numai. Nu trăim niște vremuri care ne încântă la hotelele țării și iată că și aici, aproape de Ucraina, noi dăm un exemplu că se poate conviețui în pace și în liniște. Am ajuns după 12 ani la un nivel extraordinar de important, pentru că din întreaga țară, din Iași, din Toplița, din Constanța, vin etnii aici unde s-a creat un pol al multiculturalității românești. Noi ne simțim ca o parte a acestui proiect și suntem fericiți că noi putem să stăm alături cu organizatorii și spunem că da, noi suntem la un loc, noi suntem prieteni și facem o treabă cu mâinile lor și cu imenile noastre, facem o treabă comună. Este o prietenie deosebită, nu? Noi suntem vecini, aici Bucovina se numește de sud, la noi Bucovina de nord, noi în altfel ca prieteni nu putem să fie, nu se poate, da? Noi suntem ca rude, aproape, apropiete. Noi trăim în Ucraina, voi aici, dar noi suntem în Europa comună și prietenia noastră este de multe veacuri și înainte încă să fie încă mai trainică, eu mă gândesc. Programul manifestărilor sportive a debutat oficial sâmbătă dimineața la balonul Universității Ștefan cel Mare Suceava. Băieții s-au întrecut într-un turneu de fotbal, iar fetele s-au confruntat în sala de atletism a Clubului Sportiv Municipal la King Ball, badminton, tir cu arcul, boccea, tenis de masă și activități de fitness aerobic. Duminică de dimineață, participanții au dat piept cu noi provocări sportive și distractive. Activitățile sportive s-au încheiat după amiază, când echipele participante au schimbat echipamentul sportiv cu costumele tradiționale și și-au etalat maestria în dansuri, cântece și poezii.
Toate aceste manifestări au fost susținute de Primăria Municipiului Suceava, de Consiliul Local și de Federația Română Sportul pentru Toți. Organizatorul local al manifestărilor a fost Asociația Județeană Sportul pentru Toți, în parteneriat cu Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Suceava, Clubul Sportiv Municipal Suceava și Universitatea Ștefan cel Mare Suceava.